Orașul Boldești-Căieni a fost în acest sfârșit de săptămână în sărbătoare și asta pentru că s-au împlinit 43 de ani de atestare a orașului. Personalități culturale, autorități locale și județene, dar și simpli cetățeni, au fost prezenți la Casa de Cultură Mihai Eminescu. Cu acest prilej, președintele Consiliului Județean Prahova a fost numit cetățean de onoare a localității. Este un om care știe să vorbească românește. Nu e puțin lucru, nu este un argument periferic. Știe să vorbească românește. Avem onoarea și plăcerea ca astăzi Primăria și Consiliul Local al orașului Boldești-Căieni să înmâneze titlul de cetățean de onoare domnului președinte al Consiliului Județean, Mircea Cosma. Consiliul Local al orașului Boldești-Căieni adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1. Se conferă titlul de cetățean de onoare al orașului Boldești-Căieni domnului inginer Mircea Cosma. Hotărâre semnată de președinte de ședință Cărbușor Sanda, contrasemnată de secretarul orașului Iamandi Ion, dată în 26.05.2011. Domnule președinte, a fost, cred, mai puțin emoționat decât astăzi, când se pot discuta dacă am meritat pentru ce am făcut acest titlu de cetățean de onoare sau dacă îl merit pentru ceea ce voi face. Rămâne să vedem. Sărbătoarea orașului a fost prilej și pentru cinstirea veteranilor de război, dar și a cuplurilor care au împlinit 50 de ani de la căsătorie, care au primit din partea autorităților locale diplome de excelență și un mic dar. De cadouri și diplome au beneficiat și o serie de cetățeni ai orașului, care de-a lungul timpului și-au adus contribuția la dezvoltarea orașului. Am considerat, atât eu cât și Consiliul Local, a considerat că este corect și este frumos ca celor care și-au adus aportul într-un fel și altul la dezvoltarea acestui oraș, mă refer la cei care au ieșit la pensie, să le acordăm câte o diplomă și a fost un mic, câte o iconiță am dat tuturor. Edilul a profitat de moment pentru a împărtăși populației și principalele proiecte de care vor beneficia în perioada imediat următoare. Trebuie realizată introducerea unei noi conducte de apă potabilă în zona Seciu. Este vorba de vreo 7 km de conductă pe care anul acesta o introducem. S-a făcut licitația și încep lucrările. O mare realizare cred că va fi construirea unui bloc cu 24 de apartamente în centrul orașului Boldești-Căieni. De asemenea, continuăm cu infrastructura. Veștile bune nu se opresc aici. Primarul a anunțat că orașul, care este deja înfrățit cu localitatea Leova din Republica Moldova, se va înfrăți și cu unul din Italia.